Bună ziua, sunt Andreea Ruxanda, jurnalistă la Ziare.com, iar alături de mine este Andrei Sârbu, CEO SVN România, care ne va răspunde la câteva întrebări. Bună ziua și mulțumim pentru prezență și pentru tot sprijinul acordat. Bună, în primul rând. Bună și eu vă mulțumesc pentru invitație. Cum au evoluat afacerile și activitatea SVN România în anii 2023 și 2024 și mai ales care au fost principalele realizări ale companiei în intervalul menționat? Din punct de vedere al cifrelor, am închis 2023 cu 8,8 milioane de euro. Pentru 2024 estimez că vom fi peste cu 15% minim. Să vedem ce ne rezervă și această a doua jumătate a anului. Cred că am depășit deja un număr de 7.000 de unități noi vândute în zona de rezidențial de la deschiderea companiei în 2019. De menționat și felicit și echipa cu ocazia asta este faptul că am depășit un oraș ca număr de vânzări de locuințe, peste 30.000 cu echipa pe care o avem astăzi în SVN. Sunt extraordinar de încântat de activitate, calitatea a crescut, calitatea serviciilor pe care o prestăm a crescut foarte mult. Pentru viitor vom dezvolta foarte mult partea de construcții și partea de overseas. Am deschis această nouă linie de business, prezentă de ceva vreme în România. Am așteptat ca piața să devină stabilă și am hotărât să intrăm și noi în această linie de business. Estimez că vom deschide în următorii 3 ani de zile minim 15 birouri atât în București cât și în țară. Deci va fi o perioadă destul de aglomerată pentru noi și o să investim foarte, foarte mult. Ce să vă mai spun? Avem o structură nouă de parteneri în cadrul companiei, am descentralizat foarte mult activitatea companiei și fiecare linie de business a primit un partener de excepție. Zic eu, v-am spus mai devreme că sunt foarte mult de echipa pe care o am. În continuare o să menținem liniile de business pe care le avem și o să le dezvoltăm așa cum v-am obișnuit. Vă mulțumim tare mult pentru informațiile oferite și o zi minunată în continuare. Și eu vă mulțumesc.